Caz medical incredibil în Danemarca, o femeie aflată în comă s-a trezit la viață chiar atunci când medicii se pregăteau să-i preleveze organele. Carina Melchior era inconștientă de un an, suferise un grav accident de mașină și doar aparatele o țineau în viață. Pentru că medicii nu-i mai dădeau nicio șansă, familia a fost de acord să o lase să se stingă și să-i doneze organele. Însă, la scurt timp, după ce Carina a fost decuplată de la aparate, fata a deschis ochii. Deși nu există explicații pentru cazul ei, în lumea medicală s-au relansat controversele privind întreruperea tratamentelor pentru pacienții aflați în moarte clinică.